Uscat, uscat, are, deci, undeva umiditatea constituie 6-7%. Seceta din luna august și-a lăsat amprenta asupra culturilor de câmp. Agricultorii din nordul țării vor recolta o cantitate mai mică de floarea soarelui în acest an. Chiar și așa, fermierii spun că sunt mulțumiți, deoarece putea fi și mai rău. Veceaslav, o bătrân din raionul Glodeni, face agricultură din anul 1981. La moment gestionează 450 de hectare, dintre care 100 au fost plantate cu floarea soarelui. Din cauza secetei, recolta la hectar este cu 10% mai mică. Deci, dacă să vorbim de cultura respectivă a anului precedent, vreau să spun că nicătând la fapt și la condițiile au fost foarte drastice, deci noi pe parcurs a 2 luni de zile n-am avut precipitații. Culturile, deci, vedeți că arată nu rău. Roada deci constituie 2,5 tone la hectar la momentul de față. Eu consider că pentru anul respectiv este o roadă destul de bună. Cea mai mare problemă a fermierului sunt prețurile mici la cereale. Un kilogram de semințe de floarea soarelui costă acum cu 40% mai puțin decât anul trecut. Deci dacă anul trecut, deci roada a constituit undeva în jurul la 2,8 tone, noi am avut la hectar. Deci sinicostul ei era în jurul la 7,5 lei, 8 lei și noi am realizat-o cu 10 lei și ceva. Deci noi am avut careva beneficii. Prețul la floarea soarelui la moment e 6,50 lei de bani pe kilogram. Pentru a nu intra în datorii, Veceaslav Bobătrân a decis să țină cerealele pe care le-a recoltat în acest an în depozite, în așteptarea prețurilor mai bune. Deocamdată acesta a vândut doar rapița pentru a-și acoperi o parte din cheltuieli. Diminuarea prețurilor, deci esențial prețul a diminuat, cunoaște foarte bine la grâne, deci grâne, ambarele de spline n-am văzut nimic, are vedere și orz și grâu. Unica cultură pe care am putut-o realiza, deci asta a fost rapița. Cu regret, e mai jos ca sinicostul, dar așa e o situație financiară când ai nevoie și de aceleași piese și aceeași motorină. Deci ești nevoit pur și simplu să faci vânzările respective ca să poți cât de cât să activezi. Muncitorii care sunt implicați în campania de recoltare spun că în acest an procesul este unul anevoios. Se strânge greu. E uscat, nu s-a lepădat frunza. Și multă murdărie în combină și de asta sâtile se bat, trebuie să mergem încet, încet, încet. Măcar că iesește, e normală, roada, nu putem să ne jăluim. Potrivit Biroului Național de Statistică, în acest an au fost semănate 389.000 de hectare de floarea soarelui.